Bună ziua, dragi elevi! Astăzi vom discuta despre înregistrarea și redarea sunetelor. Numele meu este Daniela Tarasă și vă invit să urmăriți în continuare această prezentare. Pentru înregistrarea și redarea sunetelor am ales să vă prezint aplicația de prelucrare audio Beer Audio. Este o aplicație de prelucrare a semnalului audio cu ajutorul căreia vă puteți înregistra vocea, puteți prelucra un fișier audio prin tăierea unor secvențe sau decuparea lor și lipirea în alte zone sau efectiv ștergerea lor. Tot cu ajutorul acestei aplicații puteți crea un fișier audio prin îmbinarea altor fișiere audio. Aplicația are o interfață ușor de utilizat și un set bogat de funcții. Nu este necesară instalarea acestei aplicații pe calculator. Ea poate fi utilizată direct din browser, de la adresa afișată acum pe ecran. Așa cum vă spuneam, pentru a utiliza aplicația online Beer Audio, va trebui ca în bara de adrese a browserului vostru să copiați linkul sau să-l scrieți, executați click pe butonul Enter și ați ajuns pe pagina aplicației. Aceasta este zona care conține toate butoanele și toate opțiunile cu care veți putea lucra. Astăzi noi vom utiliza numai butonul de înregistrare numit Record pentru înregistrarea sunetelor, urmând ca apoi să redăm sunetele și să salvăm fișierul. Pentru a înregistra ceva, am ales să citesc un mic paragraf dintr-o altă pagină numită Delta Dunării. Executăm click pe butonul Record, iar din fereastra care se deschide, voi executa click pe butonul Start Record. Bine ai venit în Delta Dunării! Ca să înțelegi o părticică din ceea ce înseamnă complexitatea Deltei Dunării, nu este de ajuns să citești aceste rânduri, ci trebuie să vizitezi acest vast și complex mediu natural, să te plimbi cu barca pe canale și lacuri, să asculți freamătul stufului și zgomotele naturii și abia atunci îți vei da seama cât de bogați suntem cu un asemenea loc mirific, supranumit Raiul Păsărilor și a Peștilor. Am oprit înregistrarea. Dacă doresc să ascult ceea ce am înregistrat, execut click pe butonul play. Bine ai venit în Delta Dunării! Ca să înțelegi o părticică din ceea ce înseamnă complexitatea Deltei Dunării, nu este de ajuns. Voi opri redarea, voi importa fișierul. Acesta este fișierul pe care l-am înregistrat, deja a apărut pe pagina aplicației. Pentru a salva, va trebui să execut click pe butonul Save. Îmi spune că formatul este MP3, înregistrarea poate fi mono sau stereo, eu voi alege stereo și din nou execut click pe butonul Save. În acest moment s-a inițiat salvarea. Pentru a vedea fișierul pe care l-am înregistrat, voi executa click acum pe butonul Click to Save. Și observați că mi-apare jos în bară și în momentul în care doresc să-l mut din folderul descărcări de pe calculator, execut click pe butonul Afișați-le pe toate, mă duce în dosar, iau fișierul și îl mut unde doresc eu. În acest moment am finalizat, execut din nou click pe butonul Close și fișierul pe care l-am înregistrat îl am pe calculator. Dacă doresc să redau din nou fișierul, pot să-l redau direct din aplicație. Bine ai venit în Delta Dunării! Ca să înțelegi o părticică din ceea ce înseamnă complexitatea Deltei Dunării, nu este de ajuns să citești aceste rânduri, ci trebuie să vizitezi acest vast și complex mediu natural, să te plimbi cu barca pe canale și lacuri, să asculți freamătul stufului. Voi executa click din nou pe butonul play pentru a opri înregistrarea. Voi puteți asculta tot ceea ce înregistrați direct din aplicația Beer Audio. Vă doresc succes! Această primă parte a prezentării aplicației online Beer Audio am prezentat numai înregistrarea și redarea sunetelor. Urmează, ca în următoarea resursă, să prezint mixarea semnalului audio din mai multe surse. Până atunci, vă doresc succes!